Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan. Încheiem o săptămână deosebit de zbuciumată din punct de vedere politico-economic, mai ales dacă luăm în calcul situația privind facturile la energie, dacă luăm în calcul ceea ce se întâmplă în Parlamentul României vis-a-vis de adoptarea celor mai importante acte normative, dacă avem în vedere deciziile Curții Constituționale din ultima perioadă, însă de asemenea și situația din Ucraina, însă ce preocupă în mod constant România este starea economică și perspectiva unei crize economice majore în România și nu numai. Se discută foarte mult despre investiții. În PNRR, la fel. Investiții care ar putea, cel puțin pentru o perioadă, să salveze România, luând în calcul și datoria externă deosebit de mare, peste 135 de miliarde de euro. Însă s-a pornit de la bun început de la ideea că economia în România este economie de piață, bazată pe liberă inițiativă și concurență. Și că statul trebuie să asigure protecția concurenței loiale și crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție. De asemenea, exploatarea resurselor naturale în concordanță cu interesul național. Stabilirea politicilor de dezvoltare economică, monetară și valutară în concordanță cu interesul statului român. Sunt multe alte aspecte care, deși sunt trecute nu numai în legea fundamentală, dar și în alte acte normative, nu au realizat pentru cetățenii României un nivel de trai decent, așa cum spune articolul 47 din Constituție, și anume că statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent. Ca să nu lungesc prea mult începutul emisiunii, este o emisiune specială în care avem, pot să spun, marea onoare de a-l avea alături de noi pe un investitor de mare anvergură din Statele Unite ale Americii. Este vorba de domnul Douglas Anderson. O să vă explic imediat aspecte ce țin de activitatea dânsului. Spicuiesc numai câteva dintre ele. Domnul Anderson a fost instruit oficial pe Wall Street ca asigurator. De asemenea, în timpul carierei sale în sectorul de servicii financiare, Fortune 500 a ajuns în poziții de conducere cu 25 de milioane de dolari în autoritate de subscriere. Înființându-și propria firmă bancară de investiții în 1998, domnul Anderson a fost expus sau implicat în majoritatea aspectelor finanțării corporatiste, inclusiv subscriere, capital privat, capital de risc, fuziuni, achiziții, dezvoltarea și managementul fondurilor mutuale, dezvoltarea Consiliului de Administrație, dezvoltarea planului de afaceri, planificare strategică, promovare și alte aspecte. El, prin munca depusă, a strâns sute de milioane de capital privat și a lucrat la tranzacții de peste un miliard. A fost intervievat și difuzat la nivel național și internațional de multe ori ca expert atât pe Nasdaq cât și la NYSE. El a ocupat funcția de CEO și director al Consiliului de Administrație a unei companii publice.
Ce este foarte important de subliniat, că la cererea domnului Anderson, următoarele persoane au acceptat locul în Consiliul de cu companie sau diferiți clienți. Președintele al Microsoft, CEO la Boeing, directorul CIA, secretarul SUA pentru agricultură, secretarul ajunt al apărării a Statelor Unite ale Americii, președintele Texas Andrew M., cofondatorul Kerry Group, CEO la Wade Vin, de asemenea cofondatorul Tommy Bahama, ministrul agriculturii Taiwan, director general dezvoltării rurale RPC, vice-ministrul agriculturii Rusia, șeful chirurgiei cancerului Sloan Kettering, cofondatorul Castco, Jackie Chen și așa mai departe. Domnul Anderson este sau a fost asociat cu următoarele consilii. Spicuiez numai câteva dintre ele ca să nu lungesc foarte mult. Core Decentralized Technology, director. Capital Core, la fel director. Advanced Biometric, director. HDO Technologies, director. Ioptics, director. Și multe alte, nu le mai dezvolt acum, sunt foarte multe, sunt vreo 30 de astfel de societăți sau companii extrem de importante. Ce este important, că educația domnului Anderson include o diplomă de licență de la Universitatea din Washington și cu o diplomă postuniversitară de la Harvard în finanțe și Texas A&M în știința agriculturii. El a realizat următoarele cursuri prin USMC și Departamentul de Stat al Statelor Unite al Americii, Școală de Pregătire pentru Infanterie, curs de scafandri combatanți, antrenament de supraviețuire multiplă, Școala de Informații din Statele Unite al Americii, Sierra Vista AZ și Academia FBI Quantico. Domnul Anderson este familiarizat prin cunoașterea mai multor limbi străine. Bună seara, domnule Anderson, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc. Alături de dânsul, în platoul Capital TV, domnul Marian Cotinghiu, analist economic și antreprenor. Bună seara, domnule Cotinghiu. Bună seara, care va avea un rol deosebit de important pentru că va fi translatorul nostru în această seară în cadrul acestei emisiuni, și domnul Cătălin Iordache, analist politic și antreprenor. L-aș întreba pe domnul Douglas Anderson ce l-a determinat sau cu ce ocazie se află acum în România. He's asking you what's the first why are you here? What's the reason behind why are you here in Romania? What motivated you to come here? So, I was invited to be a guest speaker at the largest blockchain summit ever held in Europe at the time. This was about 4 or 5 years ago at the Presidential Palace. Let me just translate. Yeah. A fost invitat acum 4 ani de zile la cel mai mare summit de blockchain care a fost în România la Palatul Prezidențial. So they asked me to be a guest speaker from Nasdaq. A fost invitat să vorbească guest speaker în numele Nasdaq-ului. And I told them I'm not an expert in blockchain. I think you've got the wrong Douglas Anderson. Le-a spus că el nu este un expert în blockchain și că au greșit omul. Trebuie să chemăm pe altcineva. But they said no, you helped a company in Timișoara a while back called Restart Energy. Dar ei au zis nu, ai ajutat acum mai mult timp o companie în Timișoara care se numește Restart Energy. I said oh yeah, I remember that. Where's that stock? Și am amintit asta și l-a spus unde sunt stocurile. So, evident, era o glumă. Brilliant guys. I was very impressed with them and they're the ones that insisted that I be a guest speaker at the summit. Ei au fost oamenii care au insistat ca el să fie, să deschidă acest summit, niște oameni extraordinari. So I agreed to come and I was very impressed by how professional they were at putting it on and the talent that was here in the country and the talent that they attracted from around the world to attend that summit. A fost foarte impresionat de faptul că a găsit niște oameni foarte talentați aici în România și în același timp au atras și alții din afară. A few years later I ended up engaging with a company that's now
launching the world's third blockchain, a company called Core Decentralized Technologies. An de zile în urmă a fost să zic așa, a avut un contact cu o companie care acum este una dintre cele mai mari în domeniul blockchain-ului. It promises to be Internet 2.0. So it will really deliver amazing amazing features for the new internet. Ei au promit și au promis și au făcut noi texturi pentru noi nuanțe pentru internet. Lucruri noi pentru internet, features. O întrebare totuși până atunci, până mai dezvoltă dânsul aspecte ce țin de motivele care l-au determinat să vină în România. Cum găsește România după 4 ani de zile sau dacă în acești 4 ani de când a fost prezent la acea conferință, o vede, găsește România schimbată dacă e hotărât să rămână aici, să investească în România? The question is, how do you find Romania after 4 years being before 4 years now, and if you think it's changed, anything changed in Romania, and also if you're planning to stay in Romania or invest in Romania? So, interesting enough, I am applying for residency in Romania. Face aplicație pentru cetățenie în România, ceea ce e un lucru foarte... Da, însă îi spun, potrivit legii cetățeniei, legea 21/91, că pentru a obține cetățenia română, trebuie să domicilieze 8 ani continuu pe teritoriul statului român sau dacă este căsătorit cu o persoană de cetățenie română de cel puțin 5 ani, adică se reduce acel termen, sau dacă investește 1 milion de euro în România, termenele se reduc la jumătate. He's saying that in order to get the Romanian citizenship, but you only want to apply for residency, yeah? Residency, yeah. Dânsul vrea numai să aplice pentru rezidență. Da, one step at a time. Ai spus un pas la fiecare pas la timpul lor. Am înțeles. Poate să continue vis-a-vis de prezentarea dânsului legată de motivele care l-au determinat să revină în România. Please elaborate more about the reason why you're here in Romania. Yeah, so one of the things that I did on the stock exchange in the United States was focused on emerging high growth markets. I did that for years, and so I always have my eye on emerging markets. The last 3 or 4 years, the economy has been, you know, doing so well up until you mean Romanian economy or U.S. economy? U.S. economy. Emerging markets really weren't a sector that were, you know, where investment money was flowing. And by nature, investment bankers are lazy, so they want to go where the flow is. Yes. Spune că de ani de zile el urmărește și piețele emergente din jurul Americii, deși America în perioada Donald Trump. Was it at the time Trump was president? Yeah. The market. Chiar dacă în perioada Donald Trump, în care a condus președintele Donald Trump, America, economia creștea, dânsul s-a uitat și pe piețele emergente pe care le observă tot timpul, fiind acolo implicat în Nasdaq, tot timpul a încercat să caute oportunități. So, there's a lot of people on Wall Street now that believe that the winds are changing and that emerging markets may see some favorable investment opportunities. Sunt foarte deschiși acum cei de pe Nasdaq, de pe Wall Street, la piețele emergente. Deci vor să investească în țări ca România, emerging, like Romania country, care vor să investească în țări în afara Americii. Este un trend acum. So, having been in difficult emerging markets like Africa, China, Russia, and then having traveled through Romania, I've met a lot of people. I've been very impressed by the population here as far as talent, and I think the natural resources are very strong. And so I see good conditions for, let's just say that you have the raw material necessary for growth. Yes.
Let me just translate and I'll come back to you. Având afaceri și fiind în țări din Africa, în China, având acolo investiții și în unele locuri a fost mult mai dificil. Da. Numai că luăm un scurt moment de pauză în platou ca să rog regia pentru a prezenta un filmuleț, un material în care domnul Donald Anderson probabil va explica ceva legat de activitatea dânsului, nu știu dacă pe NASDAQ sau vedem. Dacă este gata materialul, rog regia să-l difuzeze. Dacă nu, continuăm discuția în platou. Ok, așteptăm atunci. Mulțumim mult. The only drug in the cough, cold, and sore throat space that is made from 100% natural ingredients. And with me is the CEO, Michael Atefi, also the Vice President of Marketing, Heidi Block, and Doug Anderson, CEO of Wall Street Capital. Good to see you all. So, good to see you. Michael, let's start with you. Tell us the story of Applied Bio, the product. How did this all come about? Well, my wife was getting her PhD at McGill, and she was working on cell surface molecules. She came across a publication that sort of made, she felt that what she was doing was very relevant to respiratory diseases. So it became a passion for her. After she finished her PhD, obviously she came to me and said, let's do this, and through the form, to any spouse, I said, no way. He said, yes, dear, whatever. Right, and so I said, well, that means our savings, and she's like, well, let's do it, and I'm glad she didn't listen to me. She left, and she was at a private equity firm for a while. I was in private equity, so my job, I was building companies, and I was familiar with the process of doing it and the hard work. So she had a taste of it as well, the two of us decided to use a lot of our own personal funds to finance research, and this is over 10 years. I was going to say, when did this all start? 2008. Okay. So in 2015-16, we launched the company. Okay. We got a lot of compelling data. Originally, we were working on rhinovirus A and B, which is the virus that causes most of the common cold. Mm. And then we started working on influenza, which is the virus that causes the flu. Mm. And then we started working on coronavirus way before the pandemic. Wow. Yeah. Okay. That was kind of a fortunate timing, I guess, for you as a business, although... When you talk about the common cold, there are so many viruses that are responsible for the common cold, one of which is the coronavirus. So it was a natural progression for us to also try to investigate what's going on there. Yeah. How can we make it better? How interesting. Okay, so Heidi, let's talk a little bit about the product itself. How does it compare to competitors? And what differentiates it? Yeah, there's actually nothing like it on the market. You're familiar with most of the leading cough and cold brands like Tussin and Mucinex and Sudafed. All of those products are made with a chemical active ingredient, and the science behind that is decades old. There really hasn't been anything new in decades. So you have really old science that people are still using today to treat their colds. On the flip side, you have people who have turned to homeopathic solutions and supplements, and there's really not a lot of science behind those. Some of them work, some of them don't, so it's kind of a crapshoot whether it's going to work for your cold. And we sort of sit squarely in the middle, I would say. So we've got all natural ingredients, but we are an FDA-approved OTC drug. And we did that by sourcing every ingredient, including the active ingredients, from natural sources. Yeah, and where can people buy this? It's available at CVS, most Walgreens, some Target stores, some Harmon Bed Bath & Beyonds, and then on Amazon and Biovanta.com. Okay, so Biovanta, they just look for it in the store, on the store shelf, and it's there. Okay, Doug, talk to me about the investor perspective of this. I mean, why is this a good thing for investors to take a look at? Well, you know, it's kind of interesting. You're looking at this sector, and you're thinking it's baked. It's mature, low growth, slow growth, flat growth. What, you know, there's nothing new here to see until these guys came along. I mean, they did a published and peer-reviewed study. So that means, hey, shoot this down if you can. We're proving our results. And the results were staggering.
And that's where an investor is going to make a real multiple, because this is going to take the market. No one comes close to the kinds of results these guys get. A lot of the stuff that's out there that I learned from this deal, I mean, it's got cherry flavor to it, but other than that, it's not doing anything for you. In fact, oftentimes it's extending your sickness and damaging your cells and things like that. And this thing, BioVanta, is totally natural, well thought out and tested and developed, and as far as the business goes, it's absolutely buttoned up. Looks great, and so I think it's got a huge upside potential. Well, there's two kind of big macro trends you're on here too. So the natural part of it, and then also I just think people are more hyper aware of their health and a cough, and you know, and all those kind of things. You talk about timing. I mean, they build something to mitigate COVID before COVID, you know, and their timing was just perfect. It came out exactly at the right time. Right. And I don't think we tolerate like coughs and things like that like we used to. Oh, I'll get over it. But now we're like, I want it gone, like immediately. So, Michael, can you talk to me about the studies a little bit? What did it show? Sure. So we tested against the top leading products in our category, both on the drug side, which they're called monograph drugs, and on the homeopathic and supplement side. So we tested against products like Mucinex, Cipacol, Zarbee's on the homeopathic side, to Maddie's and whatnot. Well, even prescription. Da, mulțumim celor din regie pentru prezentarea acestui material. Îl rog pe domnul Douglas Anderson să ne explice ce practic se întâmplă cu Nasdaq-ul și ce a vrut să exprime prin acel filmuleț. If you can elaborate about the clip we've seen before, please. Yeah, this is an example of the kind of deals that I work on. I'm bringing this company public on the stock exchange in the United States. It's currently the fastest growing cough cold remedy on the market. It's week over week. Let me translate. Este un exemplu despre companiile pe care domnul Anderson le promovează pe Nasdaq și le listează pe Wall Street și este una dintre firmele cele mai puternice și au una dintre cele mai puternice creșteri în America, acel produs care se la coughing, răceală și gripă. Da, despre activitatea dânsului, pentru că l-am întrebat la un moment dat dacă poate să continue, pentru a cunoaște telespectatorii că iată, avem oameni dispuși să investească în România mulți bani, vor vedea dacă există și aceste oportunități. O să ajungem imediat și la întrebări legate de cum vede spectrul politic, ce bariere ar putea întâmpina, dar întâi să cunoaștem activitatea dânsului. Înainte să începeți videoclipul, tocmai încercam să vă traduc că dânsul a fost în Africa, în China, în Rusia, a pornit afaceri de la zero acolo, iar în momentul în care au început să se listeze și să facă cu adevărat bani, dânsul s-a mutat și a făcut alte afaceri. Și a venit în România, unde a văzut oportunități, niște oameni foarte talentați la Timișoara, oameni care au viziuni și vor să facă ceva pentru ei, business, și de-aia dânsul dorește să investească în... În ce business-uri? Asta ne interesează. Ce oportunități găsește dânsul pentru România în acest moment? What's the opportunity you see now here in Romania for you as an investor? So, I mean, as you can see, from this example. Yes. Well, you've seen the Wolf of Wall Street. Yes, we've seen. We've all seen the movie. So I'm not the Wolf of Wall Street. let me tell them, you know. Cu toată lumea ați văzut filmul Wall Street. Nu este lupul de pe Wall Street, să nu se spune oamenii noștri Leonardo care se panichează. Nu este lupul de pe Wall Street. You're not the wolf of Yeah, so I'm not the wolf of Wall Street. I'm the chihuahua of Wall Street. Ați găsit de câinele chihuahua din filmul Wall Street. So, you keep poking me. What are you doing here? What are you doing here? My job, I don't find deals after they've taken off. I find them before they take off. Noi tot întrebăm, îl întrebăm și îl întrebăm despre faptul că el nu vine aici să ia afaceri care deja au fost făcute. Dânsul vine să ia afaceri înainte să fie făcute.
So this cough cold remedy, for example, it had no revenues. It was not tested, but I found that there was very strong credibility there and tested it, and then we brought it public. Now it's the fastest growing one. Când prima dată am întâlnit compania la care vorbea acolo, referitor la produsul coughing, înseamnă tuși și strănut, produsul, dânsul a văzut potențial în produs, care era zero din punct de vedere financiar, nu făcea niciun ban, și dânsul, promovându-l și investind și ducându-l unde l-a dus la Nasdaq, acum e una dintre cele mai mari companii din America. So, likewise, in Romania, I see, you know, it's darkest before the dawn. România este întunericul înaintea luminii. You know, acum, așa o vede dânsul. L-ați întrebat felul cum vede. If it's sunshine, it's too late for me. Dacă e soare, deja e prea târziu pentru dumnealui să vină în România să investească. Deci dânsul încă vede acum o potențialul din România. But I think there's potential and I see signs where there could be sunshine coming. Vede potențial în multe locuri unde, ar putea să iasă soarele. Bine, e metaforic ce spune dânsul, dar vreau să zic că dânsul cu asta se ocupă. Vede potențial unde noi nu vedem. Bun, acel potențial, acele investiții, ce ar putea aduce benefic pentru România și pentru cetățenii săi? Mă refer la locuri de muncă, mă refer la, eu știu, o situație economică mai bună. Cum vede dânsul? Și încă o dată, câți bani e dispus să investească? Aici probabil că încă nu poate stabili. Vă rog. Scuzați-mă, am uitat întrebarea. Mai ziceți o dată că prima întrebare este legată de faptul că în România este dispus să investească, a spus în ce domenii concret, domeniu? Da? Și apoi ce sume de bani, cel puțin în acest moment, pentru că vorbește despre domenii noi care nu au fost până acum, eu știu, exercitate din punct de vedere economic. The question is asking is where you see at the moment, in what exactly would you like to invest in Romania, and if you see a special niche on the market, if you see that, how much would you be willing to invest in that at the moment? That's the question. So, I think Romania is not where it should be. Cred că România nu este unde ar fi trebuit să fie. And so, right now, it leads the EU in foreign direct investments. It's the seventh largest economy in the EU when you adjust for consumer price. Its cap gains are in a good spot, 10% versus, you know, 30 and 40% in other surrounding countries. At the moment, în acest moment, România este pe loc a șaptea cea mai mare economie din România. Din Europa. Și România acum, în momentul de față, nu este acolo unde ar trebui să fie din acest punct de vedere și sunt țări mai mici decât România care ne depășesc cu mult și dânsul crede că e un domeniu unde se poate îmbogăți, adică se poate face mult mai mult. Corect. Vorbea de piețe emergente. Când a conștientizat sau când dânsul a stabilit că totuși ar fi o piață bună și România, ce l-a determinat să vină aici? Cum a cunoscut faptul că România poate fi o piață bună pentru investiții? You were speaking investiții. About emergency market before. Emerging market. Emerging market, sorry, not emergency. When you decided Romania would be a good place to invest? Where? So, in spite of the good statistics that I've just pointed out, there's a bad one. And that lies in something called the Freedom Index. Let me before. Yeah. Deși am menționat multe lucruri bune, faptul că suntem a șaptea economie în Europa și că potențialul nostru este imens din punctul ăsta de vedere, sunt și lucruri negative. Se numește un index despre starea României ca economie acum, barometru index. What was this index tell us about? So what this index tells us is and the lower you are on the index, the better it is for investors
and the climate of investing. Acest index ne spune că cu cât ești mai jos pe acest barometru, cu atât ești mai bine pentru investitori. So number one's obviously the best. Ideal ar fi numărul 1. But we Romania, we know number one, are we? No, unfortunately. Romania is I think they're 47 or 49, something like that. And other there's countries like Bulgaria that are in the 20s. Pe acest index România este pe locul 47. Dar ca vecinii noștri Bulgaria sunt pe locul o number Bulgarians de 29. Bulgarii sunt pe 29. 47, domnul Cătălin Iordache, dacă 47, poate oricând interveni pentru că e antreprenor. Din cât 47 out of what? How many? There's many, many in. So it's about middle of the pack. So it's let's say 120 din 120. Da. Vă rog. Ce să vă spun? Asta a fost visul României întotdeauna, să avem aici. Exact. So it has a lot of very good things going for it, but I'm afraid that this index, that's the problem, or is the other problem? No, that, well, what's driving that number, I think, is the political climate and situation here. Sunt lucruri foarte bune de România, dar noi suntem pe locul 47 datorită climatului politic din România. Ajungem și acolo. Foarte stabil. Ajungem, foarte, vă rog, domnul Iordache. Deci, da. Ne spunea domnul Douglas că dânsul apare aici atunci când este negură, înaintea apariției luminii. Ok. Iar transmite nu, că să, nu trebuie să se imediat nu ca să traducă, pentru că altfel nu. Da. Deci, vă rog. He said, you were telling us early about you here before the dawn and the dike and before something like that. Your idea. Da? Mai departe? You shouldn't be in a hurry. Nu trebuie să vă grăbiți. Aveți timp la dispoziție mult până o să apară lumina în această țară, în aceste condiții. Da. He's telling us you shouldn't be hurry, shouldn't be rush, because there's plenty of time before the dawn come in this country. We wait here. Așteptăm lumina de mai mult de 200 de ani. We've been waiting for the lights more than 200 years. He's very pessimistic. Corect, corect, corect. Însă mergem mai departe. În partea a doua o să discutăm foarte mult și de anumite obstacole pe care dânsul, sunt convins că știe că le-ar putea întâmpina. Vă rog. Aș vrea să menționez, având de la dumneavoastră și citindu-i profilul, am văzut că în primul an a făcut profit, primul an, în 1998, când și-a deschis prima afacere, a făcut profit 25 de milioane de euro. În primul lui, lucrând pe cont propriu. Aș vrea, cu permisiunea dumneavoastră, sigur, dacă se poate, să-l întreb pe colegul meu. Să I've seen in you, when I Google you, I've seen in 1998 you opened your first business. Your own business. And also, you make a profit of up to 25 million. Is that right? 25 million was my underwriting authority. So per month I had to deploy that much money. Deci 25 de milioane au fost bani pe care a trebuit să-i împartă lunar, mă rog. And how was the how did you feel coming, because you've been working in a government and then you've been working private. Was there a big, huge difference between these two? Is it the same as the, you know, for regular people coming work for himself is a big deal? Was it for you as well a big deal, or is just easy? Și întrebarea română, ca să înțeleagă telespectatorul. Întrebarea română este, dacă atunci când a început să facă prima lui firmă, i-a fost ușor să plece din sectorul de stat și să intre în privat și să facă banii ăștia care îi împarte 25 de milioane? Da, please, Mr. Douglas. I think he could tell you just as well, fear is a strong motivator, and I was very scared when I started my own business, so I worked day and night, never slept. Așa a spus că colegul nostru, care și el e un antreprenor, poate să ne spună că orice afacere, frica este, la fel a fost și pentru dânsul. A fost frică și a fost ceva nou. In Romania we say hungry is a good teacher. I think it's everywhere. Yeah. Da. Yeah. Mergem mai departe. Însă cum identifică dânsul cele mai importante domenii în care totuși se gândește să investească în România? Are o echipă cu care se consultă vis-a-vis de piața din România? Sau dânsul stabilește singur strategia de investiții? Do you have advisor when you come to Romania and you looking around where you're going to invest your money? Do you have a team that counsel you, or is just yourself coming here, having you see with your own eyes and then you start doing your own strategy?
Yeah, I mean, it's important that there's a study done, and that, you know, I'm a formally trained underwriter. So, oh, okay, yeah. So I have to put together what it is I want to achieve and find, attract investment to. And so that's, it's a process. E un proces întreg, dânsul fiind în domeniu, făcând mai multe, a fost hunge manager, underwriter, fund manager, mai multe lucruri la un loc, toate astea, experiența dânsului, e un proces întreg. Nu, he didn't answer the question if you have any people help you around, that was his question, but is your own view, first, from what I understand from you, is that your own, yourself, you look around and you find, and then if it's something that you really think that is important for you, you think you can do something, then you start doing your own process. Yeah, and absolutely, I'm not an expert in everything, so I will, before I make any move, I would bring in experts that really know the sector and the investment. Însă, două secunde, vă întrerup, avem un telefon, să-i traducem. Domnul Constantin din Suceava, bună seara, vă ascultăm, însă vă rog să faceți pauză în momentul în care spuneți câteva cuvinte ca să putem traduce în engleză ceea ce spuneți dumneavoastră. Vă ascultăm. Am înțeles, dar eu vreau să vă vorbesc. Bună seara, domnul Sultan, bună seara colegilor din emisiune. Bună seara. Bună seara. Cuneați vreau să vă întreb, că am văzut o reluare, că vă urmăresc tot timpul, vă urmăresc. Vă rog. Lucrez numai din noapte, lucrez pentru Amazon. Și spuneți-lui domnul, Amazonul cum de nu vine în România să facă depozite? Deci Amazonul cum de nu vine în România să facă depozite? The gentleman on the phone is asking, how come Amazon is not coming here to make warehouses? He works for Amazon. He works for Amazon, yeah. Yeah. Well, as I said, I think the climate here is... I think that there's a possibility that the political winds may change, and with that change may come the circumstances that'll bring that investor index. But at the moment, în momentul de față, climatul politic nu este cel care ar încuraja firme ca Amazon să vină în România. Dar există un curent acum în România, în care în viitorul apropiat s-ar putea să fie această schimbare. Întreabă dacă poate să detalieze puțin pentru telespectator. Ce înseamnă că politic nu... Vă rog, domnul Constantin. That's very good. My problem, now I'm working from Amazon, from Spania, and now I'm from Sevilla, I'm working from Amazon, from Francia, to go every country I go. In UK, Germany, you have Amazon. I'm working from, I'm driving from the truck. No, I'm driving. Okay, I grew up in Seattle, so you're getting close to home with Amazon. Da. Yeah, that was very good point. În română, ca să înțeleagă telespectatorii. Traduce. Nu, domnul Cotinghiu, ce a zis domnul Douglas? Dânsul a locuit în Seattle și știe exact ce înseamnă să mergi dintr-un oraș în altul, dintr-o țară în alta și vă înțelege lucrul ăsta, dar întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră și mi-a răspuns la ea, că în momentul de față Amazon nu vine aici pentru că climatul politic nu este favorabil acestor firme gen Amazon. Am înțeles ce a zis. Bun, asta am terminat-o și cu domnul care face misiunea, vreau să vă întreb, alaltă seară am văzut că a venit ministrul agriculturii, parcă era. Da, domnul Daia, fostul ministru. Da. Fostul ministru al agriculturii, da. Eu aș vrea să contrazic pe domnul ministru, în spusul care eu zic că se pot face acte la primărie, te duci și faci. Eu am încabulat... Vă referiți la cadastru? Da, eu am plătit cadastru, eu am plătit aproape 200 de milioane, vă zic sincer, pe un hectare de pământ, că din cauza la noi în zonă, vă zic și unii la Preoțești, dacă vă ziceți. Însă, știți ce vă spun? Primarul, săptămâna viitoare o să vină din nou domnul Daia, urmăriți și e cel mai bine atunci, dacă se poate. Sau, transmiteți un mesaj în regie și când vine domnul Daia, direct îl întrebăm acest aspect, da? Da, ca să putem continua pe tema emisiunii legată de investiții. Sper că nu vă supărați. Da, investiții. Și mai am întrebat investiții, cel mai bun acum la ora actuală în România, ar fi panourile solare. Te rog. Pentru domnul Douglas. The gentleman over the phone is asking about
What do you call them? Solar panel. Solar panels. Yeah. Do you think it's a good investment at this moment in Romania? So, you know, the energy sector is a hot sector. I think that Romania has huge opportunities in nuclear, in hydroelectric, in gas. These are sectors that I'm looking at very strongly. I know that they've got the skilled labor force. As I said, you know, the taxes are right. I know that that they may even be getting better. And so these are factors, these are reasons why, you know, we're interested in this. Spune că ai un potențial imens panourile solare în România, dar dânsul se uită nu numai în acest aspect, fiind o energie. Am înțeles. Nu, dar traducem pentru telespectatori. Vă rog. Iar dânsul vrea să investească nu numai în această zonă energetică, vrea și în hidrocentrale, vrea în, în centrale nucleare și... Da. Prima hidrocentrală care a fost făcută de Ceaușescu a fost în Hunedoara, care a dat energie la toată Hunedoara, acum este demolată. Sunt altele noi, probabil este hidrocentrala hidroelectrică. Sunt multe la noi în țară care nu se știu, dar lumea trebuie să știe despre ele, că eu stau de acord, numai că șofer. Da, o să, probabil că o să stabilească dânsul cele mai bune soluții pentru investiții da, în contextul eu în care e dispus să investească. Am mai vorbit cu mine, am uitat emisiunea mea. Știu și vă mulțumesc mult. Și îmi place emisiunea mea, o emisiune foarte bună. Vă mulțumesc mult. Să rămâneți în continuare alături de noi și de acum încolo. Nu, dar o să distribui pe Facebook să fie mulțumitori, că îmi place de discutat. Numai că, nu știu cum vă zic eu, România acum este pe mâchii de cuțit, eu cum o văd. Da. Uite, eu sunt în Spania, acum la ora actuală nu se mai cere nimeni. QR-ul ăla de test COVID, nu se mai cere masă, nu se mai cere nimic. Mergi, circul cum vrei, liber, nu mai ai treabă. Da, cum e în Statele Unite vis-a-vis de ce ai scat vreodată. Mulțumim mult! Da, vă rog! Bun, mai bine, o seară bună! Mulțumim mult pentru intervenție! Also, the gentleman is asking about what's happening now in the States with this COVID and the vaccine and all the QR. Is it still necessary to have a QR to go to inside the States? So, I think, yes, that you have to take these bloody tests to get on the airplane. But I live in New York at the moment, yeah. The governor just a week ago, I think Thursday, said we can take off the masks, so you don't have to wear masks in the building anymore. No, in buildings. No. Domnul locuiește în New York și acum săptămâna trecută tocmai a spus că nu mai au nevoie să poarte, guvernatorilor la New York au spus că nu mai au nevoie să poarte măști în interior cât și în exterior. Perfect. Din punctul ăsta de vedere, liber, freedom. Da, domnule Ordache, vă rog. I want to ask you for the în română, ca să înțeleagă telespectatorii. Vreau să vă întreb pentru telespectatorii care ne urmăresc. Ce înseamnă climatul politic pentru dumneavoastră nu este favorabil investițiilor în acest moment? Da, detaliați puțin. Everyone said at the moment, Romanian political climate in Romania is not very good. Could you elaborate for investment? Could you elaborate more on this question, please? Well, I mean, before I do, I would say that my own country is not immune to its political problems. My own country on that index list went from number 3 to now, I think, number 20. One second. In 3 years. Yes. Înainte să răspund întrebării colegului nostru, dânsul vrea să menționeze că chiar țara lui nu e atât de bine, în țara dânsului, de unde vine din America, fiind pe lista înainte de COVID, de 3%, numărul 3 pe listă, acum e undeva la 20 și ceva. România la 47. România 47. US of A 20. Yeah. It's not a huge gap, isn't it? Da, să se aștepte că în partea a doua discutăm despre politic. Vă rog, întreb aceasta pentru că noi avem cel mai bun climat politic. Posibil, cred că worldwide. Avem o coaliție dreapta-stânga în guvern. Așa ceva nu cred că a mai existat vreodată. Mai climat mai favorabil decât ăsta nu poate exista. Da. Romanian politics at the moment left
the current left and right, they're all together. We don't have a right separated, we don't have the links, the left and right separated. They're all together. So he's asking, he's saying, if at the moment, it's no perfect combination, when is it going to be? Because at the moment, they're all together in there. The government is left and right together, mixed. It's yeah. unique. Yeah, well, I think that the population is unhappy with the current situation. That's right. And so, as I said, I think the winds, the political winds of change are coming. And some of those... some of those politicians, I think, have good ideas that that will probably bring that freedom index number down significantly. And guys like me are watching that because we're interested. When that opportunity comes, it will be big, and the numbers will be big. If I can translate for Romanians, people they're watching in TV. What you saying, ce spune, ce spune domnul Douglas, spune că acum, în momentul de față, climatul nu este prielnic pentru investiții mari și mici, dar se vede la orizont niște schimbări majore, niște schimbări, dânsul vede la orizont niște schimbări majore în care acest climat se va schimba, iar atunci vor fi foarte multe oportunități pentru România. I've just said that you see ahead, you are seeing ahead. And that there is no insult to current politicians. I mean, I think Abraham Lincoln said it best. Politicians are like, and diapers are the same. They should be changed frequently, both for the same reason. Nu vrea să jignească clasa politică, dar Abraham Lincoln, care a fost mentorul Americii, a spus că politicienii sunt ca pampers și din când în când trebuie schimbați. Da, dar noi de 32 de ani nu-i mai schimbăm. By the way, we've been wearing the same diaper. That applies to my politicians too. Nici nu traducesi, nici nu a depus actele și este deja rezident. Și noi eram la fel de optimiști în urmă cu 32 de ani. Spune. You know, you haven't applied yet for residency. You're very optimist, but we are the 30 years ago we're the same as you. Yeah, so I think that there's no secret that there's been corruption issues, and investors, of course, are extremely wary of these kinds of problems. They don't want to invest and then see it's gone. Maybe it's a mistake. It's a mistake, maybe, because here we don't have any kind of politician put in jail for corrupts. Well, we don't have anyone. The point is, no, for 32 years since now, no single politician has been in jail for corruption. Must be bad information. Bine, nu putem generaliza. No, just kidding. Să nu înțeleagă altceva. Here is no penalty for corruption. Nu putem generaliza. Sunt într-adevăr probleme, sper să le rezolvăm în cel mai scurt timp. Probabil că și partea asta economică lasă mult de dorit, să îi traducem, da? Să we nu have invităm, issues, we să have înțeleagă telespectatorii în română. We are also optimist. He's just joking. We not that bad as he. But we still, we not that bad. After 32 years, we still optimist. We still optimist, that's the point, yes. And, ați mai zis ceva, da, nu? Da, am zis că speranța de a face investiții în a, eu știu, nu generaliza aspecte ce țin de corupție generalizată, poate că trebuie să fie singura speranță, zic eu, în acest moment, pentru investițiile pe care dânsul le va face în România. Și dacă o să vină și alți investitori, dacă e în măsură, cel puțin dacă dânsul o să mai aducă și alții sau le recomandă. Dar în special, în partea a doua, o să discutăm foarte mult și despre aspecte politice, doar de aia suntem la emisiunea Realitatea în Politică. Traduceți-i, apoi luăm pauză și revenim. We at the moment we are very hopeful that people like yourself, optimist people, they come with a big investments in Romania, and also we are hoping that you're gonna bring other investors. Once they see you investing in Romania, then they got start asking questions about Romania and they want to invest as well. Yeah, look, that's the only way it will work. Is a few of the political guys that I've talked to that I have been optimistic about
like for example Colin Georgescu. Colin Georgescu. Yeah. I spoke to him about this early. He has a policy of food, energy, and water. Dânsul este optimist pentru că a discutat cu niște politici, de fapt niște oameni, Călin Georgescu. Da, o să revenim. Care, da, vă rog, în partea a doua revenim imediat asupra persoanelor cu care s-au luat de trup. Pauză și revenim. Break, few minutes and then... Aducătorule de bunăstare, bucurie și iubire, te-ai arătat nouă celor ce ajutorul tău l-am cerut? Arată-te și nouă celor ce azi în casa noastră te cerem să vii spre ajutorul nostru și al celor dragi nouă. Și fă ca viața noastră să înflorească prin aducerea în viața noastră a Sfintei Icoane ce nu întâmplător ne-a fost descoperită nouă. Prin Sfânta Icoană vă aduceți în casă bucuria în locul întristării. Cei care l-au luat pe Sfânt ca protector, azi mulțumesc pentru ajutorul grabnic primit. Sunați acum! Să aveți bucurie! Cunoașteți deja acest salut al părintelui Emilian. Tocmai pentru a păstra bucuria în suflet și a o dărui și celor dragi, puteți acum cumpăra cele 4 cărți ale părintelui. Te iubesc, cuvintele care au puterea de a schimba viața și prin tine lumea. Tu mă iubești, tratat de bunăstarea sufletului. Cartea ce-ți descoperă adevărul despre partenerul tău. Cuvinte vii care vă pot vindeca sufletul. 135 de cugetări ce îți vor schimba viața. Sacroterapia, enigma vindecărilor miraculoase și a reușitei tale în viață. Primul manual de sacroterapie pentru rezolvarea problemelor dumneavoastră zilnice. În ele veți găsi etape din viața dumneavoastră, prezente și viitoare, și soluții pentru a vă schimba viața și a vă alunga tristețea. Cei care veți cumpăra întregul pachet veți primi cadou CD-ul Cum transformăm frica în putere, care vă va învăța lucruri noi și vă va ajuta să reușiți. Toate cărțile sunt balsam pentru suflet și aduc bucurie. Ce este oare mai frumos decât să dăruim bucurie și să le acordăm șansa celor care o caută să o primească? Nimic nu este întâmplător, nici întâlnirea cu părintele Emilian prin cele 4 cărți ce vă pot schimba viața. Stocul este limitat. Sunați acum la numărul de telefon 0764-999999.
Am revenit în platou Capital TV, stimați telespectatori, partea a doua emisiune, Realitatea în Politică, o emisiune deosebit de importantă. Iată că sunt oameni dispuși să găsească investitori pentru România în diverse domenii de activitate, lucru foarte important, cu toate că probabil domnul Douglas Anderson știe sau are informații că nu poți în România în acest moment să desfășoară anumite activități fără ca eșichierul politic să-și exprime un punct de vedere sau să aibă ceva de câștigat de acolo. Din păcate, asta e situația în România. L-aș întreba întâi pe domnul Douglas Anderson, pe care încă o dată îl salut și ne bucurăm foarte mult de prezența dânsului aici în platou Capital TV, alături de domnul Marian Cotinghiu, analist economic și antreprenor, și domnul Cătălin Iordache, analist politic și antreprenor, dacă are cunoștință despre faptul că în România clasa politică este cea care decide asupra tuturor domeniilor de activitate. Deci, întrebarea este pentru domnul Douglas Anderson, dacă are cunoștință că în România clasa politică decide în privința tuturor sectoarelor de activitate, fie economice, fie educaționale, fie orice domeniu. Politicul este în tot și în toate. Deci n-ar trebui să mai fie. Vă rog. The question is, if you know anything about Romanian politics, the mixture between politics and economics. In Romania, at the moment, ruling class, they're everywhere. In economics, they're ruling, but they also they do the economics for themselves. Do you have anything about that? Do you know anything about that? So, I know that there are a very large number of people that want to see change in Romania, the population. And I know that the government's been having trouble organizing itself and finding suitable and acceptable leaders in their ranks. Let me just translate. În acest moment, dânsul știe că marea majoritate a populației din România nu este mulțumită de clasa politică. De clasa politică. De asemenea, sunt politicieni care sunt politicieni care tot timpul se amestecă în economia României. Iar lucrul și de asta am ajuns aici. De asta am ajuns aici. Corect. Puțin mai devreme, câteva secunde înainte de pauză, a vehiculat un nume. Domnul Călin Georgescu. Dacă îl cunoaște, crede că domnul Călin Georgescu este persoana care, prin ceea ce a promis sau prin ceea ce a propus, hrană, apă, energie și, mă rog, prin alte proiecte, programe, nu știu dacă în calitate de prim-ministru sau eventual pentru 2024 președinte, ar putea genera un nivel de trai decent în România prin, evident, și proiecte economice. Before we go to break, you mentioned the name Călin Georgescu. The question is, what can you tell us about him? What's your hopes about him? Where did you meet him, and how did you meet him? So, as I mentioned before, one of the first introductions to Romania was that blockchain summit. And one of the companies out of that blockchain summit, Core Decentralized Technologies, I brought onto the board of directors of that company one of the founders of Microsoft, one of the founders of cell phone technology, a few other very prominent people. And essentially that technology is going to be Internet 2.0. It'll be a very, very effective communication tool, and it's launching imminently, very soon. Colleen became aware of that, I think, through the same way. And he became interested in using this technology to communicate with students, to communicate with potential voters, I think, and the population at large. Let me translate, please.
Vă rog. Acum 4 ani de zile la evenimentul de blockchain care a fost aici în România, dânsul a adus din America mai mulți oameni importanți. Se referă aici la unul din CEO, unul din directorii Microsoft, unul din directorul Cell, companii. Da, companii mobile, telefon. Acolo l-am întâlnit pe domnul Călin, unde împreună domnul Călin a avut foarte multe lucruri de spus despre aceste ce au promovat dânsii la acel blockchain. Este o nouă viziune asupra internetului în mare, iar dânsul a fost foarte interesat să domnul Călin a fost foarte interesat să de aceste noi schimbări ale felului cum, pentru că el interacționează foarte mult cu oamenii și a fost interesat de aceste lucruri. Da, crede că prin aceste investiții pe care dânsul sau prin care dânsul încearcă să aducă investitori puternici în România în diverse domenii, vom reuși să recuperăm din cei 32 de ani pierduți din punct de vedere al investițiilor? Do you believe that you coming here in Romania yourself as an investor with many other investors, do you think there's a chance for Romania to reverse our problem that we have since 1999, which is about 32 years? Yeah, I think, as I said, I think Romania has huge potential, and I think that the political winds are changing, and if you get the right leadership in there that makes these adjustments, it's a good potential that significant investment capital can flow. Dacă în momentul de față, dacă spre viitor sunt semne, clasa politică se va schimba, se va schimba cu adevărat oamenii care ne conduc și sunt semne că aceste lucruri încep să apară, sunt semne că aceste lucruri încep să apară, atunci vor fi investiții masive în România din nou. Doamne ajută! L-aș mai întreba însă totuși, în Statele Unite ale Americii, l-a susținut pe Donald Trump sau pe Joe Biden și dacă România ar avea nevoie de un șef de stat, precum Donald Trump, care și-a dorit foarte mult să facă America măreață, în special din punct de vedere economic. Adică avem nevoie și de un șef de stat care să vină cu măsuri economice concrete. The question is, if you back in the States, were you a supporter of Joe Biden or Donald Trump? That was the question. And also, if you think make America great again, was it a good thing for America or wasn't it? So, I believe that, like it or not, I have to support the President of the United States because I'm an American, and he's got the stamp, so I have to support him. But your question was, who did I vote for? So exactly. I voted for Donald Trump, and the reason why is because I'm a Wall Street guy, and I'm interested in a thriving, robust, strong economy, and we saw that under Donald Trump for obvious reasons, and we see the different kind of economy with different policies, and I think it speaks for itself, and I think that the next election, in fact there's a midterm election coming up in November, and that may be the first signal. So maybe the first signal. Right now we have 30 Democrats in the House and Senate that are either retiring or refusing to run in this situation. Let me before. No. Ca american, el trebuie să-și ajute, trebuie să respecte președintele american Joe Biden. Dar întrebarea dumneavoastră care a fost, pe cine a votat domnul Anderson? Domnul Anderson a votat pe Donald Trump. Și de ce a făcut lucrul ăsta și motivat dânsul? Pentru că Donald Trump a reușit să facă o economie robustă. A încercat și a și reușit să facă foarte multe lucruri pe care acum, în momentul de față, lucrurile astea nu se mai văd, iar a spus cuvântul speak for themselves. Aceste lucruri nu se mai văd, nu se întâmplă. Ce se întâmplă în prezentul nostru în America? Am înțeles. În România, din câte cunoștințe are dânsul, din câte persoane a cunoscut și mai ales că spectrul politic, am spus mai devreme și știe și dânsul că este inclus
în toate activitățile și vieții economico-sociale. Crede că vom reuși să avem o clasă politică sănătoasă și dacă poate identifica câteva persoane, însă vă întreb puțin, avem un telefon. Bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara. Bună seara. Vă ascultăm. Ok, I'd like to ask Mr. Anderson if sovereign states can become stronger now when European Union is in endangered by states that they want to withdraw. Da. And how does he see this situation in Europe comparing with the situation in the United States? Da, domnul Paul de la Cluj, două secunde ca să traducem întrebarea dumneavoastră și telespectatorilor și apoi domnul Douglas vă va răspunde. Vă rog, domnul Cotighiu. Întrebarea dânsului este... Păi dânsul putea să o pună în română. Că da, așa. Asta este, nu-i nicio problemă. Dacă întrebarea dânsului este cum vede domnul Douglas suveranitatea în Europa acum, cred că asta a fost ideea, sper să nu mă înșel domnul Paul. Da, vis-a-vis de Uniunea Europeană. Vis-a-vis de Uniunea Europeană. Da. Și acum, da. Nu, asta a fost, nu? Da. Mulțumim mult, da, mai aveți și o altă întrebare? Da, dacă statele suverane pot face o Europa mai puternică, da. Sau dacă Europa merge în formula aceasta care, din tot ce vedem, scârție, așa din ce este. În ce mai multe state încearcă să-și găsească soluții, comparând cu situația din Statele Unite, perfect. Economic vorbind. Foarte bună întrebare. Mulțumim mult. Prima, cel puțin, a înțeles-o, să o transmitem și pe a doua. Mulțumim mult pentru intervenție, seară frumoasă. Vă rog, la prima întrebare. The question is, the gentleman is asking you, if you think the sovereign states in Europe, are they going to make Europe stronger? Like in the US. Am înțeles-o pe prima, că i-a spus în engleză. Vă rog, deci la prima întrebare. Well, I mean, right now, for obvious reasons, the United States is, and Europe as well, is extremely focused on the situation in Ukraine and Vladimir Putin's provocation with his military. I mean, he's got 180,000 troops, tanks, and weapons spread across the Ukraine border. That is an enormous force. And it's I, when you look at it, I was in the Marine Corps myself before Wall Street, and that's about the size of the United States Marine Corps. That's a huge force. Let me translate. Ok. Spune că în momentul de față, America, în momentul de față, marea majoritate a țărilor sunt focusate către problema cu Ucraina, unde la granița cu Ucraina, spune dânsul că sunt 180.000 de soldați care de fapt depășesc, fiind în armata americană, chiar dânsul a fost în armata americană la corpul de marinari, este egală cu același număr de oameni din armata americană. Deci ce are Vladimir Putin acum la graniță, 180.000 de oameni, sunt la fel de mulți ca și toată armata americană de marinari. Da. Întrebarea numărul 2 era legată de suveranitate. Dacă dânsul consideră că Europa se îndreaptă către o Europa a statelor suverane, sau dacă ar fi de indicat așa ceva, având în vedere că în momentul de față ne-am delimitat mult, cel puțin la nivel european, de această perspectivă, și cum vede comparația între Statele Unite ale Europei și Statele Unite ale Americii? Acea întrebare a domnului de la Cluj. Eu am înțeles, dar există un stat suveran în Europa? Există, trebuie să existe. Păi, dați un exemplu. Da. The question is, how do you see about sovereign states in Europe if there is any similarity with the states in America? Well, I think that getting direction from Brussels is problematic, to be honest. I appreciate the history, the culture,
the sovereignty of the various countries. Yes. Working together, yes, absolutely. But I don't think that politicians in Brussels are going to make better decisions than local people from their own country. No, I don't. Având în vedere, respectând tradițiile belgiene și tradițiile europene, dânsul le respectă foarte mult, deși nu vede ca politicienii de la Bruxelles să vadă mai bine probleme decât politicienii din România. Este foarte greu ei stând acolo la 2000 de kilometri să vadă ce e bine pentru România. Da. I'm an investment banker. I'm not a politician. What I want is efficiency and transparency, and I want security with dependability. Dânsu nu este un politician, este un investitor pe bursă. Ce dorește dânsu? Eficiență, stabilitate. What was the last two ones? Efficiency, dependability. You know, rule of law. Legea să se respecte. Asta okay. E ce dorește un investitor ca să poată... L-aș întreba totuși privind ce s-a întâmplat anul trecut în Statele Unite la Capitoliu. Cum poate comenta dânsul situația în statul cu democrația cea mai solidă din lume, dacă a fost ceva pur și simplu regizat sau ceva scăpat de sub control? The question is, what happened last year when Donald Trump lost the election? What happened there? They took over the Capitolium. Was it anything that we don't know? Was it something staged? Or was it just people just people come out and do what they adică done? Regizat, I think I personally I think there was enough funny business going on that maybe we don't really know the complete picture, and the politics are so intransigent. I mean, they don't care what the truth is. They don't care what the truth is. They just want each other's blood. It's terrible. Dânsul crede personal, dânsul crede că într-adevăr a fost ceva acolo, deci ceva s-a întâmplat, au fost foarte multe lucruri care s-au întâmplat ciudate și, și politicienii lor acolo sunt blood pentru blood, se bat acolo, au ajuns la sânge. Adică și nici nu vor să știe clasa lor politică, de fapt nu vor să afle adevărul ce s-a întâmplat la Capitoliu. Da, revenind la România, pentru a identifica cele mai bune oportunități de investiții, ce are de gând să facă în continuare? For you to find out what's the best opportunities for you in Romania, what is your next step? How are you going to identify all these opportunities if there are? So, we mentioned Colin before, and one of the things that I talked to him about, because he found out that I had done emerging markets before. And he asked me a lot of questions about that because he's interested in uplifting the economy and infrastructure in this country. And I told him, you know, there's no way I would work on something here because there's too much to do. Too much politics, yeah. He said, well, if you were, how would you proceed? And I told him the same formula that I used in China, in Africa, in Russia, and this is similar to the kinds of structure we would put together here, so that interests are so intertwined that it's very difficult for corruption and stealing and things like that to occur. L-a întrebat pe domnul Călin Georgescu. Domnul Călin Georgescu l-a întrebat pe dânsul ce ar face dacă ar fi dânsul în România, ce ar face, cum ar rezolva problemele astea care sunt într-adevăr imixiunea asta între clasa politică și oamenii, dar clasa politică, legile în general și economia. Dânsul i-a spus că i-a răspuns domnului Călin Georgescu că ar face aceleași proceduri pe care le-a făcut în China, unde a investit în China. A spus de China, Rusia, mai multe China, state. Rusia și... Da. Numai că două secunde, domnul Paul din Cluj. Vă rog, bună seara. Ați revenit, vă ascultăm. Da, da. Aș dori să mai întreb totuși dacă a fost menționat programul de
hrană, apă și energie al sigur domnului Călin Georgescu. Da. Da, da. Ar susține investitorii din Statele Unite un asemenea program da, în România dacă perfect ar fi oameni care să implementeze așa ceva și dacă ar exista o guvernare deschisă? Corect, mulțumim. În această direcție? Do you mulțumim think, do you think if Călin Georgescu's plan, food, hrană, apă, energie. Apă, energie. Ar susține dacă ar găsi, adică ar susține investitorii americani transpunerea în practică a unui astfel de proiect. Would you think American investors, do they want to invest in something like this? Do they think it's a good idea for them to invest in a, you know, George, in Călin Georgescu idea about un astfel de proiect, dacă ar găsi oamenii potriviți să-l implementeze. If you can find right people, right people in the US, people like yourself, to invest in political, in George, in Călin Georgescu political program. That's why I'm here. De asta e dânsul aici. Scuzați-ne, sunt foarte multe de spus. De asta dânsul este aici, ca să ajute pe domnul Călin Georgescu. Crede în programul dânsului. Da. Mai aveți altă întrebare, domnul Paul? Da, adică dacă ar exista deschidere în România pentru așa ceva, dacă ar exista da, a zis că da. A zis că dânsul crede în astfel de proiect și crede în domnul Călin Georgescu că da aici. A spus că de asta a venit aici. Nu știu dacă ați auzit. Am înțeles, am înțeles. Da. Mulțumim mult, seară frumoasă. Da. Mulțumim. Mulțumesc, mulțumesc. Domnul Cătălin, dacă vrei să întrebați și domnul... Vreau să fiu sigur că am înțeles bine. Anderson. Înțeleg că domnul este un investitor, este un consultant nu pentru investiții. Consultant? Nu, dânsul, da. Dânsul și dânsul este un investitor. Întrebați-l. Da, hai să-l întrebe. The question is, are you an investor or you represent other investors? Both. 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 Exact. Pentru telespectatori, că vreau să înțeleagă telespectatorii, ca să nu fie confuzie. Adică da, și consultă ca să aducă investitori din străinătate, dar și el este un investitor. Vă rog, haideți să ne explici. These projects, these projects that we're talking about are in the billions. So, this would be significant infrastructure related projects. And we're talking about getting major universities from the US to partner with universities here, cross exchange, all of these things Colleen has talked to us about, and we're interested in this kind of infrastructure where you have so many alignments that it's difficult to untangle it and corrupt it. When you have that kind of cooperation. Dânsul ne spune, probabil că ați înțeles, dânsul ne spune că voi fi investiții foarte mari, investiții masive în infrastructură, în ați mai spus, you mentioned infrastructure, mediu agricultură și nu mai știu ce ați mai zis. Can't remember exactly. Yeah, it was a long sentence. His platforms energy, water. Platformele lui energie, apă, apă, energie, da. So agriculture projects are, you know, what we worked on in China, for example. Proiectele de agricultură le-a lucrat deja în China. Da. Domnul Florin din Câmpina, însă, rapid, întrebare da, fără, da. Fără da. Constatări personale. Da. Bună seara, mulțumim! Good evening! If nu, spuneți-i în română, să audă tele... Da, vă rog, bine. Păi da, dar nu știu dacă știe să traducă chestia păi cum asta. Cum să nu știe? A auzit de John Perkins, de noile confesiuni ale unui asasin economic. Dacă eu am aici cartea și da. Știu cum zice. Da, The Confessions of an Economic Hitman by John Perkins. Am înțeles. And we don't trust strangers when they bring us gifts. You understand? He said he doesn't trust strangers when they bring us gifts. Yeah, well, yes. I haven't brought any gifts yet, but nu v-a adus niciun cadou deocamdată. I might, if I got some pleșcoi from you, I would definitely bring you some smoked salmon from the US. Dacă vă dați niște crânați de pleșcoi, vă aduce niște somon afumat din America. Da, domnul Florin.
cum să, acum să spun în română, nu? Nu, da, da, păi, da. Dacă aveți ceva de spus la ce a zis. Da, da. Păi eu am citit cartea asta acum 2 ani și John Perkins vorbea despre faptul că în toate țările astea cum suntem noi slab dezvoltate chipurile, au venit, au fost trimiși anumiți asasini economici care au pus în posturi cheie oameni cu care și-au făcut marile puteri și-au făcut treburile. Două secunde să-i traducă domnului. You ever heard the name Jeff Anderson. Perkins? Jeff Perkins? Yes. Din confesiunile unui asasin. He's an American writer. And he's telling us. Și spune că sunt trimis special ca să acapareze principale domenii și apoi să-și pună oameni în structurile cheie ale statelor. In this book, they're telling us that specially you send different special people here, assassins, they call economy assassins. And they come in here, they destroy economies. That's what they do, they destroy economies. So that was the question of the gentleman. If you ever heard of this man and if you know his book. The book I know is written by my partner. His name is Stephen Moore. One second. Cartea pe care o știe dânsul este cartea scrisă de partenerul lui Stefan Moore. Steve is one of the top economists in the United States, very well recognized. He's on television at least 2-3 times a week. He was on today, national television in the US. Este foarte cunoscut în America acest partener al dânsului, Stephen Moore. He was on the editorial board of the Wall Street Journal. A fost în boardul editorial. He was appointed as a governor of the Federal Reserve by the President of the United States. Numit de președinte, fostul Donald Trump, guvernatorul Rezervei Federale. And he wrote a book called Trumponomics. A scris o carte se numește Trumponomics. And the key to Stephen Moore, da, de care, asociatul. Da. The key to the key pillars of the economy that was the best we've seen since 1947 in terms of unemployment, in terms of poverty level, in terms of wage growth, the strongest economy we've ever seen, the keys to that are the same keys that would bring Romania from 49 or wherever it's at on that freedom index down. Punctele cheie ale cărții scrise de partenerul de afaceri al dânsului Stephen Moore se referă la employment, what was the other keys? Unemployment, wage growth, creșterea salariului, șomajul. And so the strongest economy we've seen since 1947. Și asta a creat în that was in Trump era, yes? Yeah. Asta a creat pe perioada al Donald Trump cea mai puternică economie care a avut, cea mai puternică creștere de economie care a fost din anii 1960 în America. So the key pillars of that are reduction in regulation. Punctele cheie au fost reducere în regulații, greater freedom, libertate mai mare, incentivize entrepreneurialism, dezvoltarea antreprenorilor, lower taxes, și taxe mai mici. Deci astea sunt punctele cheie scrise de economistul care a fost pus de Donald Trump la Rezerva Federală a Americii. Ronald Reagan. Mulțumim mult, domnul Florin. From 1990, we use the same Pampers and we change them, but the same Pampers at 4 years again and again and again for 32 years about Pampers. Yeah. Da, mulțumim mult pentru intervenție. Seară frumoasă. Numai bine. Astăzi. Domnul Iordache. Ce să vă spun? Noi suntem bucuroși că cineva mai speră că aici se pot face investiții. Desigur, someone like yourself. Cred că și statul se sperie că cineva face investiții, că nu mai merge pe Facebook. Ne-au blocat pe Facebook. Desigur, dacă ne gândim la genul de investiții americane care au fost în ultimii ani, și vorbim aici despre Bechtel cu autostrăzile, despre compania de la Roșia Montană Microsoft. Și despre exploatarea resurselor României, sigur că nu e un lucru care... Se poate traduce, da, imediat. Da.
when we look at Romanians' investment, Americans' investment in Romania, and we look like places like Roșia Montana, where I don't know if you're familiar with Roșia Montana. You know anything about Roșia Montana, where we have a lot of minerals? It's a growl of investment. The growl, no. And it's a mess. It's a mess. And there's Americans invested there. It's anyone. We spoke about the El Dorado investment. Okay. Roșia Montana is full of raw materials. Yeah. Expensive, very expensive. Yeah. Da. Yeah. And we. Și suntem obișnuiți cu genul ăsta de investiții în România. We're kind of used with this kind of investors in Romania. În care vin să exploateze resurse cu valoare inestimabilă. They come to invest, they come to what's the word? To exploring the they come mines. To explore our resources, our materials, to bring the resources cu redevențe insignifiante. Contracte, da. De concesiuni. Și cu comisioane extraordinare pentru politicieni. With very low taxes to pay, they pay very low taxes here, but they do big commission for the they big for politicians, Romanian politicians. They come invest small money, more money, big money to politicians, but they take a low money out of Romania. A lot of mineral resources. Yeah. So this is part of the problem. It's, you know, that's the problem, not part of the problem. It's the real problem. Yeah, yeah. And the real problem also is, because you spoke about the infrastructures, we are used to, last 40 years, we know they come, like Bechtel come here, with the most expensive kilometer for highway in all world. Yeah. In this way, all the person who watch the TV show think is the same direction. You, it's better to spoke. Traduceți-le și la oameni, da. Spun că în ultimii ani ne-am obișnuit să vină companii străine și americane, cum au fost Bechtel, investitorii de la Roșia Montana, care vor să obțină profituri uriașe investind nimic, cu mari daune. Și am văzut acolo ce probleme sunt cu mediul, cu cianurare. O clipă ca să poată să-și traduc. Da, nu, pe acum traduc și l-am întrebat. Ah, ok. Și am fost obișnuiți cu genul ăsta de investiții, care nu sunt chiar, adică nu putem vorbi chiar despre investitori. Este așa, un jaf la drumul mare cu comisioane uriașe date politicienilor și suntem obișnuiți cu companii așa cum a fost Bechtel, cu niște costuri uriașe pe kilometru de autostradă. Am avut cele mai mari costuri propuse de pe kilometru de autostradă din lume. De aceea aș vrea să separă puțin investițiile și să lămurească domnul Douglas ce înseamnă de fapt investiții. Dacă genul ăsta, despre genul ăsta de investiții vorbim, e timp pierdut. The question is asking, I actually asked the question before. If it's this kind of investment, Romanians they don't want. The ones they pay commissions to the politicians and the one they pay zero taxes to Romanian government, but they take huge amount of profits. No, this isn't what we have in mind. How our structure would work is first we would see the opportunity for an environment where we're going to succeed or we have the opportunity. And then we would do some formal feasibility studies on the projects that we're interested in. These would be big projects like gas, infrastructure, energy. So you want to do a research first. Agriculture, yeah. these projects. Once we have that, then we would do kind of intermesh the universities that are helping us, because where are we going to get our talent from? We're going to draw it from those kids from those universities. And let me explain to them because it's long sentence by the time First of all, prima dată a spus că dânsul nu voi face așa, asta e ce spune dânsul. Inițial voi face un fel de cercetare, voi vedea despre ce e vorba acolo, dacă este fezabil să investească sau nu, după care vor aduce talente din universități. These universities, are they from US or from Romanian universities? Both. Vor aduce studenți, oameni din universitățile din America, dar și din România. Împreună voi vedea care sunt cele mai fiabile soluții. And then we bring the money. Apoi aduce banii. And then we bring the partners that are going to help develop
și apoi vor aduce parteneri care, care îi vor ajuta să desfășoare activitatea. Da, din liderii politici actuali ai României, deși a spus clar că nu se implică și e normal să nu se implice în politică pentru că sunt domenii diferite, în cine crede cel mai mult? From our Romanian politics leaders, you mentioned that you're not very familiar with all of them, but what would you reckon is going to be good for you, will help you for investment in Romania, it will be good for you if they're going to win the election? What do you reckon will be good for you? Which one of them from Romanian leaders, politics, do we have now? Well, the one that I've spoken to and that I've socialized with the investors that I work with, and they're very significant. They're used to significant projects like this, and I've told them exactly how we would proceed. They're comfortable with the kinds of policies and the feelings that they're getting from Calin Georgescu. Cu marea majoritate a investitorilor, colegi de-ai dânsului, parteneri și cu care ai dânsul a vorbit, sunt confortabil cu domnul Calin Georgescu. Da, de ce sau pentru politica dânsului? Da, de ce crede atât de mult în politica domnului Calin Georgescu? E adevărat că în momentul de față România duce lipsă de lideri, de repere. De ce crede atât de mult în domnul Călin Georgescu? Why do you believe so much in Călin Georgescu? At the moment in Romania we're missing a lot of good people. We don't have any other good leaders. And why is it the reason that you think you believe so much in Mr. Călin Georgescu? Look, I've been an investment banker for over 20 years. A fost un investitor pe bancă de peste 20 de ani. And you never know for sure positive, but I think he's an honest man. Nu știi niciodată, dar crede că domnul Călin Georgescu este un om foarte onest. I think it would be difficult to corrupt him. Este foarte dificil să-l corupă cineva pe domnul Călin Georgescu. And the people that I'll bring to the board of directors and the investors, all of them are people I've known for a long time. They have excellent reputations and they're not going to, you know, throw that away. Those people that you brought them. I'll bring significant people to these projects. Dânsul spune că oamenii care va aduce dânsul din America, un număr semnificativ și din punct de vedere investițional, toți oamenii aceștia cred în domnul Călin Georgescu. Domnul Iordache, vă rog, întrebare. Pentru început, sigur că și domnul Douglas și domnul Călin Georgescu au o trăsătură comună. Timpul petrecut până acum în România și cunoașterea pieței românești. De aceea, probabil că această apropiere și sigur că la nivel global, globalistic privind, pot înțelege că un investitor... Sunt amândoi adepți ai suveranismului. Era singurul lucru ce nu am să zicem până acum, un lider investitor la bursă. În rest că am trecut prin toată paleta de la cizmari, nu știu ce am mai avut noi, marinari. Da, să-i explice ca să poată. Dar e o frază, nu știu unde vrea să ajungă. Deci, da, să spună dacă e întrebare ceva. Vreau că înțeleg, în primul rând, această afinitate a domnului Douglas cu domnul Călin Georgescu, având în vedere faptul că au petrecut același timp, cam același timp în România și bănuiesc că în felul ăsta cunosc cam la fel piața românească. Da, da, domnul Georgescu era foarte conectat la realitatea din România. Și domnul Douglas. Păi nu, dânsul ca investitor era foarte conectat worldwide. Haideți să-l întreb. He understands the affinity between yourself and Călin Georgescu because you met 4 years ago. But his question is, Călin Georgescu, he knows Romania inside and out, but you only know Romania from outside. What makes you think that is the right choice for you to join Călin Georgescu, to well, again, actually support him in his business? It's the platform that he has fits with the kind of deals I've done before. Platforma pe care o are domnul Georgescu se potrivește la proiectele pe care dânsul le are și le-a avut și le-a făcut în trecut. And I think he's an honest man. Crede că este un om foarte onest. I don't
would not participate in a deal where there's funny things going on. Dânsul n-ar participa niciodată într-o afacere unde sunt lucruri necunoscute și ciudate. The gentleman called before and said he was worried about me bringing gifts. I'm not bringing gifts, I'm taking risk. Domnul care a sunat mai devreme, Florin de la Câmpina, era îngrijorat că aduce vine asasinii. Domnul american vrea să spună că dânsul este și el reticent să investească în România, după la mea sunt banii lui. Ce nu a înțeles domnul Florin, că la noi asasinii au fost de mult. Acum trebuie așa să vină firmele de pompe funebre, să care... What Mr. the guy he called before, assassins were already here in Romania. Now is we finished. Now we wait for someone to... Now, bun, cum va convinge investitorii americani să vină în România? How is you, are you going to convince all these investors, all friends of yours, to come to Romania? It's a process, and as I said, there's studies that need to be done. We have un proces prin care trebuie să facă studii. It's building so that they can see and they can trust. Trebuie să vadă și ei ca să aibă încredere. Trebuie să vadă ca și ei să aibă încredere. But it's not every day that you get an opportunity to uplift a country. Nu este în fiecare zi o oportunitate în care ai șansa să ridici o țară. Da, da, ce vreau să vă întreb, eu sigur că fiind un om de turism, am două societăți destul de puternice în domeniul turismului. Mr. Iordache, he wants to ask you, him himself being an entrepreneur, having two companies with travel companies. In this way, I have two hotels. I also have two hotels. Vreau să vă întreb, cum vedeți potențialul turistic al țării, așa din puțin de s-o cunoașteți dumneavoastră? Mai ales turismul rural, este extraordinar. How do you see the Romanian potential for bringing tourists in Romania? Și dacă e dispus să găsească investitori și din acest punct de vedere. And you also, can you bring investors also in the kind of job he does, travel? Pentru că România e o țară foarte frumoasă, însă nu știe să-și vândă pe plan extern, din punct de vedere turistic, aceste minunate locuri pe care Because Romania also is a lovely country, but Romanians, they don't know. That's what he say, Romania, but I don't agree with that. But he said that we do not know how to sell ourselves, we do not know how to sell our brand. I think that there's some truth to that. Spune că are ceva adevăr, domnul, dreptate, domnul Sultanu. Because I'm well traveled. Domnul călătorește foarte mult. I speak other languages. Vorbește alte limbi străine. And I was surprised when I came to Romania how beautiful it was. A fost și dânsul surprins cât de frumoasă România. How great the people were. Cât oamenii cât de buni sunt. And again, it's just everywhere I look, I see potential. Peste tot pe unde se uite, vede potențial. Întrebare scurtă, domnul Constantin din Suceava. Vă ascultăm. Bună da, seara. Vreau să vă traduceți un pic, domnul. Vă rog. Am o întrebare. Ce părere are despre nouă partid Aur și Nicolin Georgescu? Părerea lui. Ce părere are? Păi asta a spus, dar haide mai întrebăm o dată. Ce părere are despre Aur și Călin Georgescu? What's your opinion about Călin Georgescu? And also if you know about Aur, which is a Romanian nationalist group. Party, actually. Yeah, I believe I've heard of them. My opinion, I've answered that question. Deja v-a răspuns la întrebarea mai devreme. But I'll say again, I have respect for the man, and I think the policies that he's interested in implementing could be significant and could be very good for Romania, and we're interested in bringing investment dollars to those deals if that's possible. Îl cunoaște foarte bine pe domnul Călin Georgescu, are mare încredere în dânsul și spune că pentru el i-a văzut platforma mișcării dânsului care hrană mișcarea Pământul Strămoșesc, are mare încredere în ea și crede că dacă dânsul ajunge în poziție decizională, mulți investitori vor veni să investească în România. Frumos. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, domnul Cotinghiu, legate de antreprenoria, legate de investiții? He's asking if I have any questions. Sigur. But you know, it's so confusing. I never been translated. Și 6 minute și ghem, de aceea.
Mai avem decât 6 minute, de fapt nici 6, 5. Vă rog. Romanian, o să zic în română prima dată și apoi în engleză. Da. Românii sunt foarte suspicioși când vin de când vine vorba de investitori străini. Exact, justificat, pentru că foarte multe lucruri s-au întâmplat în România, iar România a ajuns așa. Întrebarea mea pentru dânsul va fi poporul român. Ce se poate să aștepte de la investițiile astea americane? Ce beneficii am avea noi? Cu ce ne-ar ajuta pe noi? În special în agricultură. În special în agricultură, că despre agricultură era vorba. Bună întrebare. We Romanians were very suspicious with the foreigners at this time. And it's motivated because we had very, very bad experience towards the time, the last 20, 30 years, everyone they come here, they take more than they give. My question to you is... How exactly the Romanian people they gonna benefit from your investment in Romania and also especially in the agriculture sector? So that's simple because the projects that we're talking about, especially with Calin, have all been domestic projects. So este foarte simplu pentru că proiectele cu care a vorbit dânsul Călin Georgescu sunt lucruri simple, domestice, de pe care domnul Călin Georgescu le-a expus deja. You know, for example, in agriculture, I look at the land here, and I think that a massive cattle project could be sustained here, beef cattle. Dânsul se uită la pământurile noastre din România și vede că niște proiecte cu animale, vaci și ar fi o investiție foarte bună. Perfect. You need corn. You have the capacity to do all of these things. Avem capacitatea să facem lucrurile astea foarte bine. Avem capacitatea să facem lucrurile astea foarte bine. Stăm foarte prost cu irigațiile, trebuie să știi asta. Numai anul ăsta nici în zonă. Însă vreau să ne întrebăm, să întrebe domnul Iordache ceva. Ce va face în situația în care se va lovi de o polență a politicienilor care voi cere un comision? Ce atitudine va avea? He says, what are you going to do? When once you come in here in Romania, you're going to meet the Romanian ruling class, the corruption of Romanian ruling class, and they're going to ask you for commission. What are you going to do then? Ce atitudine va avea? I'll have to say, you're going to have to talk to my partner. And, Călin? You know, Călin would be, Steve you know, he'd need to, you know, we have to go hand in hand with the, you know. Deci dacă ceva de genul ăsta s-ar întâmpla, răspunsul dânsului este trebuie să vorbiți cu partenerul meu Călin Georgescu, care dânsul știe, este și cunoaște. În felul ăsta nu mai avea nicio investiție. This way you're not going to invest any more money. Din cauza că așa trebuie aici, trebuie să le schimbăm. De aia vin oameni, de aia vin oameni pe cum Călin eu. Da, și o ultimă întrebare aici, pentru că mai avem puțin. Da, vă rog. There will be a lot of eyes on these projects. A lot of eyes. That's why the universities are involved. And something like that happens, fine, but it will be disclosed. Okay. Voi fi foarte, să traduc, voi fi foarte circumspecți când se vor întâmpla lucrurile astea. Tocmai de asta îi dă și cheamă studenți care se pricep și care au lucruri noi. Și în momentul în care lucrurile astea se vor întâmpla, aceste lucruri vor ieși la suprafață. Vor spune în presă. Domnul Iordache, vă rog. Presupunând că vreodată veți obține cetățenia română, cum vă... Nu cum, presupunând. Okay. Cum vi se pare după că trebuie să obțineți viză ca să călătoriți în America? După atâta timp de parteneriat. Suppose you ask for Romanian citizenship. Bună întrebare. How would you like to apply for American visa to young? But after. After, but... Well, I think the easiest way is I'd probably have to get married to a Romanian girl and then... Cea mai ușoară cale se va căsători cu o femeie de origine română. Nu, întrebarea era alta. Întrebarea era dacă este normal după atât timp, după 30 de ani de parteneriat NATO, după tot ce ați văzut în România, să fim obligați singurii rămași care trebuie să aplicăm pentru viză. The question was, being part of NATO... Being part of NATO. Helping America so much. Cu Statele Unite. Avem după ce ați văzut că se întâmplă în România. În 30 de secunde să le răspundă că nu mai avem timp. After all, so here in Romania. We don't have a chance to go to America as a Romanian. We don't have a visa. We are the last visa applier for America. Yeah, please. So this, I'm sure, would move that needle.
you know. Acest lucru va scoate acest act. Dacă lucrul ăsta se întâmplă, da, românii vor avea, da, vize. Mulțumim mult pentru prezența în America. În emisiune, mulțumim telespectatorul, mulțumim domnului Douglas Anderson, mulțumim domnului Cătălin Iordache, domnului Cotinghiu, toate cele bune, seară frumoasă în continuare, numai bine, weekend plăcut. Well done. Good.